Bună seara și bun găsit la interviurile Reperul TV, emisiunea care vorbește despre realitatea din Galați și Brăila. Invitatul meu de la această oră este domnul Marian Petrache, vicepreședinte al Partidului Național Liberal, președinte al Consiliului Județean Ilfov. Bună seara! Bună seara! Bine ați revenit la noi. Din păcate ne revedem numai când se apropie câte un examen de acesta electoral. Cum merg pregătirile de campanie, domnule președinte? La nivel național merg foarte nivel bine. Național, bineînțeles. Noi suntem optimiști. Suntem într-o luptă totală cu PSD-ul și sperăm să eliberăm cât mai multe zone roșii. Ați fost la Brăila, v-ați întâlnit cu ai dumneavoastră colegi la Partidul Național Liberal. Cum i-ați simțit pe Brăilen? Cum i-ați simțit echipa de la Brăila? În primul rând vreau să spun că pentru PNL este o oportunitate extraordinară ca pentru prima oară să câștige atât la Consiliul Județean cât și Primăria Orașului. Și e o oportunitate pentru că la prima vedere am sentimentul că și experiența mea de acum 4 ani că Brăila nu numai că nu a evoluat, ci a involuat. În condițiile în care avem suficiente exemple în România unde administrația, dincolo de ce a făcut guvernul, a făcut lucruri extraordinare. Și aveți exemple din Ardeal în primul rând, dar și Ilfov, pentru că numai candidați sunt neimplicat emoțional, să zicem. E neimplicat emoțional și pot să vorbesc despre acest lucru. Odată la 4 ani avem posibilitatea de a vota pe cei care ne reprezintă în administrația locală. I-ați simțit pe brăileni racordați la importanța acestui eveniment? Asta este problema, ca să spun, a candidaților. Candidații trebuie să aibă grijă să convingă cât mai mulți dintre cetățenii Brăilei că ei sunt soluția. Și aici vreau să fac o paranteză. Vă rog. În comparație cu un guvern care poate suporta o moțiune de cenzură la fiecare sesiune parlamentară și poate fi dat jos, administrația publică locală are avantajul că 4 ani de zile este stabilă din punct de vedere al actului administrativ, al conducerii, și poate să-și pună în aplicare niște proiecte. Are timpul necesar să se vadă acțiunea administrativă a administrației publice locale. Și atunci poți să vii sau să nu vii în fața cetățenilor cu ceea ce ai făcut în acești 4 ani de zile. Pe lângă faptul că sunteți vicepreședinte al Partidului Național Liberal, sunteți și președinte al Consiliului Județean Ilfov și asta din 2012. 2012, da. Cu ce anume credeți că ați reușit să le câștigați voturile cetățenilor din județ? Lucrez cu oamenii de când am terminat facultatea. Am avut șansa să conduc grupe de oameni mai numeroase sau mai puțin numeroase. Acum am ajuns să conduc un județ. Românii trebuie să simtă, vor să simtă că le acorzi puțină atenție. Măcar le acorzi puțină atenție și faci lucruri pe care le-ai promis. Ilfov va avea câteva lucruri pe care cetățenii l-așteptau și m-am îndreptat asupra lor și cred că așa am convins. Prin analogie, de ce a pierdut PNL la Brăila de atâta timp? Pentru că n-a fost convingător în ceea ce a spus că face. Acum, de ce a spus că e o oportunitate? E o oportunitate pentru că PSD-ul ne-a dovedit că nu poate să facă mai mult decât a arătat. Ține doar de candidații noștri să dovedească că sunt în stare. Și folosesc un cuvânt poate nepotrivit, dar care exprimă mult. Dom'le, avem pedigrii. Avem pedigrii în administrația publică. Și peste tot vorbim de reușitele noastre în orașe puternice din țara românească. La Oradea, la Cluj, la Arad, la Timișoara, la Brașov. Îi rog pe cei de la PSD sau pe cei care ne urmăresc să spună 2 orașe mari din România administrate de primari PSD care să aibă rezultatele măcar apropiate de astea 5 pe care le-am nominalizat eu. Măcar apropiate. O să spună, dar să vină de PNL există un reper. Fiecare candidat și fiecare ales își dorește să atingă măcar treptele pe care le-au atins primarii pe care i-am nominalizat mai devreme. Ilie Bolojan face un pas.
vrea să mute performanța administrativă de la oraș la județ. Și bine face. Am avut aici invitat și pe domnul Bolojan și mi-a vorbit cu mare plăcere despre felul în care a preluat unitatea administrativ-teritorială și pașii pe care i-a avut în vedere pentru dezvoltarea orașului, a municipiului Oradea. Ne aveți Dunărea. Este acest fluviu aduce atâtea oportunități pe care nu suntem în stare să le folosim, să le fructificăm. Dacă ar fi să-i dați un sfat candidatului dumneavoastră de la Brăila, este vorba despre domnul Cătălin Boboc, candidat al Partidului Național Liberal pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Brăila, ce sfat i-ați putea da astfel încât să-l poziționați drept câștigător în competiția asta? Sfatul vine dintr-o experiență pe care eu am acumulat-o și pe care la fel colegii de-ai mei au dovedit-o. Calitatea vieții, creșterea calității vieții vine din dezvoltarea economică. Să se uite atent la fenomenul economic. Dacă creăm condiții, facem zona atractivă pentru dezvoltarea economică, în mod sigur aducem și prosperitatea oamenilor. Apropo de acest subiect, am văzut un material publicat în presa brăileană de către actualul președinte al Consiliului Județean Brăila, domnul Francis Chiriac. Citez acum. După 4 ani de mandat, pot afirma că am realizat multe dintre obiectivele propuse, dar mai sunt multe de continuat și de început. Nu am neglijat atragerea de fonduri europene în județul Brăila. În momentul de față avem 25 de proiecte cu finanțare europeană aprobate. Dintre acestea, 18 în lucru, 5 finalizate și 2 în evaluare. Deci în 4 ani de mandat, 5 finalizate, 2 în evaluare și 18 în lucru. 75 de milioane de euro atrase. Făcând o comparație cu Ilfov, cum stă Brăila, domnule președinte? Într-un clasament, Ilfov e pe primul loc. Nu vreau să vorbesc prea mult, dar eu numai la un drum județean am 25 de milioane de euro în lucru acum. Acum când vorbim. Și am proiecte care au finanțare asigurată de vreo 460 de milioane de euro și proiecte care urmează să fie aprobate până la 1 miliard de euro. Ele sunt discutate și cu Comisia Europeană și cu alte sisteme financiare, instituții financiare care să financeze lucrul acesta. Nu știu despre ce proiecte vorbește domnul președinte, dar știu că aveți șomaj. Șomaj avem mai mult la Galați. La Brăila șomajul este undeva ceva mai mic, 3,6% dacă așa. Nu mă înșel, undeva în media națională. Vin foarte mulți oameni din afara Brăilei, din ce am discutat eu, pentru că salariile sunt foarte mici. Asta așa este, da. Noi avem la Ilfov, pentru că singurul județ din România care are o creștere naturală a populației, suntem singurul județ din România care creștem natural. Avem nevoie de foarte multă forță de muncă, de forță de muncă calificată și avem un contract de asociere pe învățământul dual cu Camera de Comerț Română-Germană. Nemții sunt cei care au inventat învățământul dual. Alături de condițiile pe care le creezi prin serviciile care le aloci mediului de afaceri, un alt factor important este forța de muncă. Cât de calificată e forța de muncă pentru acel teritoriu. Fără o forță de muncă înalt calificată, nu poți să faci performanță și nici nu vor veni oamenii de afaceri spre tine. Sunt două noțiuni care se leagă. Forță de muncă existentă și investitor. Corect. Noi aici avem o mare problemă în zona Galați-Brăila. Acești investitori nu prea vor să ajungă aici la noi. Se vorbește foarte mult de lipsa autostrăzii care se lege zona Galați-Brăila de centrul țării. Este în general trebuie să măsori, dacă vrei într-un fel sau altul, atractivitatea teritoriului tău, să vezi ce îi lipsește și asta trebuie să faci. Eu vă dau un exemplu poate banal, dar foarte elocvent. În 2005 eram prefect și ambasadorul Japoniei de la momentul acela m-a întrebat de ce Machita, care e concurenta lui Bosch, după cum bine știți, ar alege România și Ilfovul. Era o mare problemă atunci cu
acordarea tuturor autorizațiilor pentru începerea unei business. Și acum întâmpinăm, omul de afaceri întâmpină foarte multe greutăți. Și am spus ambasadorului că eu îi garantez că doar în câteva zile obține autorizația, care era în lucru, trebuie să recunosc. A obținut-o. Astăzi, Machita m-a întrebat, datorită faptului că Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană, Machita vrea să-și mute prima linie de fabricație, linia cu cel mai înaltă tehnologie, în România. Ce-i fac? Și am spus coleg la autostradă, că îi fac legătura la autostradă și îi aduc în alta tensiune, acolo unde are nevoie pentru dezvoltarea unei noi fabrici. În România, bugetul comunității locale, principala sursă de finanțare a lui este impozitul pe venit. Gândiți-vă că 65% din impozitul pe venit merge spre autoritățile publice locale, primării, 15% spre consiliile județene. Cine are mai mulți angajați și mai bine plătiți, are bugete cu care să facă drumuri, cu care să facă canalizare, cu care să facă grădiniță, cu care să facă școală. Suntem singurul județ din România care n-are școli cu WC în curte. După părerea mea, Brăila are oportunitățile ei. Trebuie doar să le descoperiți. Nu pot să vorbesc eu în locul colegilor mei. De unde pornește tot acest proces de identificare? Dintr-o analiză realistă. Cine face această analiză? Că aici este problema, domnule președinte. Aici sunt două lucruri de spus. Primul, calitatea acestei analize, pentru că ea trebuie făcută foarte bine, astfel încât să nu fii tu păcălit cel care ai comandat-o. Eu am făcut strategia de dezvoltare împreună cu Banca Mondială, a durat un an și jumătate, am spus o dezbatere publice vreo două luni de zile, am stat de vorbă cu mediul de afaceri, am stat de vorbă cu administrațiile locale, am stat de vorbă cu societatea civilă, astfel încât ea să fie atractivă pentru toată lumea. Și doi, capacitatea noastră de a o pune în aplicare. Și vreau să vă spun un lucru care pe mine la început m-a supărat în relația cu Banca Mondială, dar pe urmă mi-am dat seama că spune un mare adevăr. Mi-a zis, trebuie să găsim acele proiecte pe care Consiliul Județean are capacitatea să le implementeze. Pentru că cele mai multe strategii pe care le facem noi, și am auzit de multe ori expresia asta, se transformă într-un morman de hârtii scrise și puse sub sau într-un sertar. Adică trebuie să ai capacitatea să le și implementezi, să fie realiste. Pașii mici sunt mai siguri câteodată. Și la Brăila spuneți că așa ar trebui să înceapă toată povestea aceasta, cu altfel. Un studiu, să identificăm care sunt oportunitățile. Vă mai dau un exemplu ca să înțeleagă toată lumea ceea ce vreau să spun. În 2012, mi se pare, dacă nu chiar în 2010, s-a introdus gaz într-o localitate din Ilfov. Mare surpriză, nu s-a racordat nimeni. Care a fost motivul? Pentru că racordarea era foarte scumpă și era mult mai ieftină butelia. Nu e suficient să duci niște servicii într-o localitate. Serviciile trebuie să îndeplinească câteva condiții esențiale. El trebuie să aibă sustenabilitate, să se auto-întrețină, să fie accesibil pentru populație și să aibă continuitate. Dacă tu mi-aduci mie merce de sus să-l folosești ca taxi la mine, dacă eu n-am bani să mă zui în mașina aia să plătesc, mi-l aduci degeaba. Prefer un transport public civilizat pe care îmi permis să-l plătesc. Ori analizele astea trebuie să scoată în evidență ce servicii se pretează într-un teritoriu, astfel încât ele să devină sustenabile și să aducă plus valoare și dezvoltare în zona respectivă. Unele au nevoie de niște servicii, altele au nevoie de alte servicii. În niciun caz, în Ilfov, nu se pot să vorbesc de o dezvoltare a agriculturii, de exemplu, cum pot să vorbesc aici, dar mergeți până la cap cu ea. Adică nu producem numai cereale și paie. Haideți să mergem pe flux până la capăt. Creați condiții astfel încât oamenii să poată să facă chestia asta până la capăt. Discutați cu ei. Da, dar vedeți dumneavoastră, Cred că oamenii preferă decât să transporte grâul ăsta mii de kilometri, preferă să facă aici carnea și produsele finale, pentru că e mai ușor să transporti produsul final. Dacă ai de condiții. Undeva cred că greșesc și colegii dumneavoastră de la Partidul Național Liberal. Și de ce vă spun acest lucru?
dacă Brăila, care astăzi se află pe penultimul loc la nivel național, la capitolul proiecte cu fonduri europene, își poate permite ca să apară acest domn președinte al Consiliului Județean și să spună, domnule, după 4 ani de zile, uite, am adus 75 de milioane de euro atrase la Brăila. Și pe nimeni nu deranjează acest lucru și nu reacționează nimeni de la dumneavoastră din partid, astfel încât să spună, domnule, asta este contraperformanță, nu e performanță. Comparativ, că mi-am scos niște cifre aici, făcând o comparație Galațiul cu Brăila, da? Pe toate liniile de finanțare am luat POIM, POR, POCU, POC și așa mai departe, Brăila a tras aproape 750 de milioane de lei, adică vreo 155 de milioane de euro, iar Galațiul are 2,5 miliarde de lei, adică vreo 517 milioane de euro. Cu toate acestea, vedeți dumneavoastră, vine președintele Consiliului Județean și spune, domnule, eu am adus 75 de milioane și lumea l-aplaudă, că înțelege, e o sumă foarte mare pentru omul de rând. Sună frumos, bineînțeles că noi trebuie să fim mai incisivi, dar în definitiv, oamenii trebuie să uite la nivelul de trai, pentru că nu contează ce îmi spui tu, contează cum trăiesc eu, iar eu trăiesc mai bine sau mai prost în funcție de ceea ce faci tu în realitate, nu de ceea ce îmi spui că vrei să faci. Pe Lucian, candidatul nostru la primărie, îl cunosc mai puțin, dar am stat de vorbă cu el și să știți... Vorbesc de Lucian Căprariu. Da, mi-a plăcut. Pe Cătălin, în schimb, îl cunosc foarte bine și având în vedere că m-am derobat de meseria asta de președinte de Consiliul Județean, am foarte mare încredere în el și am spus că stau la dispoziție cu toată experiența mea și, slavă Domnului, să pot să la o parte, am ceva experiență. Veți mai candida la un nou mandat de președinte al Consiliului Județean? Nu, vreți să vă duceți în senat? Am două mandate, sunt singurul președinte al Ilfovu care a avut două mandate. Am două mandate, o să-mi caut o altă provocare. Da, așa se pune problema după un anumit număr de mandate? Nu vreau să devin o rutină, vreau să-mi caut o altă provocare. Și cred în lucruri frumoase. L-am auzit și pe primarul Aradului spunând, fostul primar al Aradului spunând exact același lucru. Domnule, m-am săturat de proiectul ăsta. Uitați-vă la Bolojan, a fost 3 mandate de primar, așa, a schimbat Oradea, experiența pe care a căpătat-o, plus nevoia, a zis, vreau județul. Vreau să... și-s convins că în felul ăsta ajută și orașul. Mai mult. Sigur că da. Vrea să-și mute viziunea, mut viziunea la nivelul județului. Am o carte de vizită, am buna practică, să poate mai mult. Și eu gândesc la fel. Dacă tot vorbim despre campanie electorală, alegeri locale, în ultima perioadă s-a tot vorbit despre oportunitatea, cu ghilimele de rigoare, de a se amâna aceste alegeri locale din cauza pandemiei. Care e punctul dumneavoastră de vedere? E nevoie să protejăm populația, cum e nevoie să dăm legitimitate aleșilor locali. Uitați-vă în situația mea. Lucrez de azi pe mâine, nu se poate. Nu poți la nesfârșit, când știi că oricum mandatul tău se poate încheia în orice zi. E nevoie de un nou restart. E nevoie de o nouă legitimare. E nevoie să facem alegerile. Probabil că unor le e teamă de întâlnirea cu electoratul. Vă referiți acum la aceste sondaje care tot se fac în această perioadă? Eu mă uit la colegii mei și sunt toți entuziaști. Sunt entuziaști pentru că cred în ceva. Nu neapărat sondajele, că până la urmă pandemia asta îți poate crea multe surprize. Nu se știe cine vine la vot exact. Nici nu poate măsura cineva cu exactitate cine vine la vot. Sondajele îți spun cam cu cine ar vota oamenii, dar nu cu cine votează oamenii, important. Important e câte voturi se pun în acea urnă pentru tine. De acord cu dumneavoastră. Se vorbește tot mai des despre o viitoare colaborare PNL-USR Plus pentru realizarea unei majorități parlamentare, asta după ce se vor fi terminat și alegerile parlamentare. Desele atacuri care apar în plan local între cele două forțe politice nu vă îngreunează misiunea de a pune bazele unei astfel de colaborări? Ne-am dorit și fiecare partid își dorește acest lucru. Ne-am dorit ca majoritatea să o facem singuri. Dacă nu putem să o facem singuri, pe cale naturală te îndrepți spre oamenii, partidele politice cu care ai cât de cât apropiate puncte de vedere. Și în mod clar că este
partidul care ar putea să fie este USR-ul. Haideți să separăm logica de campanie de logica unei guvernări. Acum când e campanie, înțeleg unele derapaje, până la un punct, bineînțeles. Când faci guvernul, trebuie să dovedești responsabilitatea, atunci cheia după care să judecă e cu totul și cu totul altul. Ei, vedeți, ăsta e motivul pentru care nu pricepi o politică așa în amănunt, cum poți într-o perioadă de precampanie să te faultezi cu cel de lângă tine și după aceea să spui, da, domnule, a fost nu declarații puteți, de nu campanie. Nu puteți spune, dacă ne uităm pe presă, PNR-ul nu atacă USR-ul. Sau n-are un scop din în acel local lucru. Pot să vă dau multe exemple de atacuri. Probabil că două. Mai reacționăm și noi la unele atacuri ale colegilor noștri de la USR. Aș vrea să revenim un pic în zona aceasta Galați-Brăila, mai ales Brăila, că de acolo ați venit dumneavoastră acum dintr-o vizită de la colegii de la PNL Brăila. Și la europarlamentare și la locale, și bănuiesc că și la parlamentare, brăilenilor li se aduce în față acest pod de la Brăila, numit podul lui Tudose. De ce? Pentru că în ziua în care și-a dat demisia din funcția de premier, Mihai Tudose, actualul europarlamentar, a semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru podul de la Brăila. Nu vi se pare ciudat faptul că în momentul în care nu se lucrează la acest pod, din cauza lipsei banilor, este arătat cu degetul Partidul Național Liberal, guvernul nu dă bani pentru podul de la Brăila. Dacă se alocă bani și se lucrează, iată, Tudose a făcut pe podul la... Nu sună acum, nimic, pentru că dumneavoastră colegi iară nu reacționează, domnule. Acum știți bancul ăla cu avocații, cu tatăl și fiul, și spunea tatăl fiului, ai prins un client, ține-l până ieși la pensie. Probabil că și PSD-ul o să ne vorbească de acest pod, eu știu până când. Să sperăm că podul va fi finalizat cât mai repede, pentru că ăsta e cel mai important lucru și am convingerea la modul cum merg investițiile în România astăzi. Pe bune, se poate verifica. Ritmul este cu mult mai mare decât a fost până acum. Iar... Asta mulțumită domnului Tudose? Nu, datorită guvernului liberal. N-are nicio, eu nu știu că liberale sunt la putere acum, nu domnul Tudose. Apropo, a început ceva Tudose la Brăila și a finalizat? Am întrebat și eu colegii mei, bă, cât a fost premier, stimați colegi, cât a fost premier Tudose pentru Brăila, a făcut ceva? O să vă răspundă toată lumea, da, podul de la Brăila. Păi ce a făcut la pod? A semnat ordinul de începere a lucrărilor. Foarte frumos, foarte frumos. Dar n-a apucat să-l termine. Da, altceva? Bine, pe ăsta a semnat, dar altceva? Păi dacă e să mă gândesc la câte semnez sau câte am semnat, înseamnă că nu mai trebuia să rămân pe viață acolo. Nu, contează nu numai ce ai semnat, contează ce ai finalizat, după părerea mea. Contează ce e concret, ce le arăți concret oamenilor pentru care muncești. Dar care e diferența dintre a semna podul de la Brăila și a semna tu, Adrian Năstase, autostrada Bechtel? Cam același lucru. Cam același lucru. Nu știu cum, că vreau să fiu delicat. Cu un mic intermezzo, zona aceasta, și județul și orașul, sunt conduse de PSD. Așa este. Bun. O lungă perioadă de timp, Clujul a fost condus de, și este condus de PNL. Cum arată Clujul? Cum arată Brăila? Clujul este un hub al... în alte tehnologii de IT, Brăila până ce e recunoscută, nu oamenii, să nu facem confuzie. Brăila așa, că ne-a condus PSD-ul 30 de ani, aproape 30 de ani. Cu, am avut pe domnul Simionescu, pe domnul Cibu. Cibu, care a lăsat niște proiecte pentru domnul Simionescu. Dacă e să fac comparația cu podul fostului premier, Cibu a lăsat proiecte. A trăit domnul Simionescu două mandate din proiectele lui domnului Cibu. Da, dar vedeți, să spuneți, câștigă PSD la Brăila de 30 de ani cu mici perioade de acestea în care l-am avut pe domnul Cibu. Și la el FOMA câștiga PSD-ul. Da, da, dacă câștigă, dar câștiga, PSD-ul... Dar nu mai câștigă de ceva timp la el. Câștigă din cauza faptului că și colegii dumneavoastră și din cauza faptului că ai dumneavoastră colegi nu sunt suficient de convingători în campanie. Categoric, da.
V-am spus că am stat de vorbă și cu Lucian și cu Cătălin. Am foarte multă încredere în ei, în Cătălin, care are o experiență administrativă. I-am spus că nu e suficient să aibă experiență administrativă, trebuie să ajungă să și pună în aplicare. Iar pentru asta trebuie să muncească foarte mult astăzi și să convingă oamenii care tot ce trebuie ca să facă din Brăila un Cluj sau o Oradea. Funcționează astăzi echipa de la PNL Brăila ca o echipă unitară, ca un tot unitar? N-am toate datele, dar vreau să cred că da. Nu, că eu făceam acum referire la ceea ce se mai scrie în presa brăileană și se tot vorbea despre faptul că ar exista mici formații. Am sentimentul că mai mult se dorește să se arate acest lucru, că ar fi probleme în interiorul echipei, tocmai pentru că și informația e alimentată, bineînțeles, de adversarii noștri politici, tocmai pentru că lumea simte puterea locală, simte că vine vântul schimbării. Provocare pentru dumneavoastră, domnule președinte. Imaginați-vă că intrați în competiție electorală pentru primăria municipiului Brăila. Dumneavoastră, om care are experiența politică și administrativă actuală, contra candidatul dumneavoastră, primarul în funcție al Brăilei, iese cu un mesaj către electorat care sună cam așa: eu asfaltez. Cum ați reacționat dumneavoastră? Ăsta este mesajul de campanie. Eu fac grădinițe cu program prelungit. Credeți că lumea va reacționa mai bine la mesajul dumneavoastră? Nu știu cum va reacționa neapărat lumea, dar vă spun că educația este cheia succesului în orice țară. Și viața a dovedit-o. Iar pentru asta, educația trebuie să înceapă încă de la vârstă fragedă. Iar eu, în Ilfov, am avut ca politică publică realizarea grădinițelor cu program prelungit. Mi-am dorit ca toți copiii din Ilfov de vârstă preșcolară să aibă un loc la grădiniță cu program prelungit, să stea într-un loc educativ și într-un loc sigur. Și rezultatele au venit. Da, mie mi se pare totuși nefiresc ca într-o astfel de perioadă electorală în 2020 să ieși cu un astfel de mesaj: eu asfaltez dedesubt, subtitlu, cele mai multe covoare asfaltice noi. De unde nu-ți contează? Pentru că este, vedeți, cea mai bună dovadă a faptului că am trăit în evul mediu. Să vorbești în secolul 21 despre asfaltare, mi se pare că mă jignești. El trebuie să fie un dat astăzi. Asfaltare, alimentare cu apă, canalizare, hai să vorbim de digitalizare. Ține de decența anilor în care ne aflăm totuși. Bineînțeles, exact. Da, dar exact. Încă o dată, astea sunt lucruri care ar trebui explicate, știți, de fiecare 2000, dată în mass media. Uite, nu l-am întrebat pe Cătălin. Sunt curios cum e dotat ISU la Brăila, pentru că eu mă simt mai sigur când știu că instituții precum ISU, instituții precum e Spitalul Județean, instituții precum sunt medicul de familie, dacă ele sunt pregătite, și eu mă simt mai în siguranță. Ce să vă spun? Nu pot să vă răspund la această întrebare. Asta este o întrebare la care cu siguranță ar trebui să răspundă la un moment dat administrația publică locală din municipiul Brăila. Știi, mie nu-mi place să dau cu barda. Dom'le, dar totuși 30 de ani. Eu trec prin... Am trecut, de câte am venit, am luat-o pe alt drum să văd cum sunt satele și nu văd schimbări. Adică prea puțin în secolul 21. Parcă am rămas încremeniți. Da. Pe final, domnule președinte, care este prognoza dumneavoastră pentru aceste alegeri locale? Și mă refer acum la Brăila, pentru că veniți dintr-o ședință cu ai dumneavoastră colegi. Vedeți, o să fiu foarte direct. Candidatul nostru la primăria orașului are șansa a doua, dar mai sunt 2 săptămâni și jumătate în care poate să schimbe intenția de vot. I-am spus că are o mare responsabilitate, pentru că modul în care votează oamenii în Brăila influențează ce se întâmplă și la județ. Sincer să vă spun, am foarte multă încredere în Cătălin, în primul rând ca posibil administrator al județului. Motiv pentru care
Cătălin e obligat să facă o campanie foarte dură și eu cred că Cătălin, cel puțin la județ, are prima șansă. Dar șansa lui ține de cât de mult Lucian va convinge Brăilenii că el este soluția. Pentru că el este soluția la Brăila. Este o soluție. Când vorbiți despre Cătălin și Lucian, vă referiți desigur la Cătălin Boboc, candidatul Partidului Național Liberal pentru președinția Consiliului Județean Brăila, și la Lucian Căprariu, candidatul susținut de Partidul Național Liberal și omul provine din Partidul Brăila Nou, candidat pentru funcția de primar. E cea mai bună dovadă că nu avem orgolii din astea de partid, ci ne dorim să promovăm oameni care să poată să facă treabă. Nu pot decât să vă urez mult succes în misiunea pe care v-ați asumat-o dumneavoastră, cei de la Partidul Național Liberal, să câștigați alegerile acolo unde dumneavoastră vă implicați. Greutatea abia atunci va veni, pentru că trebuie să dovedești. Și din punctul meu de vedere, că în momentul acela abia veți intra cu adevărat în vizorul mass media. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezența aici în platoul de filmare. Vă mai aștept de câte ori ajungeți în zona Galați-Brăila. Vă așteptăm aici în platoul emisiunii Reperul TV. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. O seară bună tuturor! Universitatea Dunărea de Jos din Galați organizează o nouă sesiune de admitere în luna septembrie. Înscrierile se fac în perioada 3-11 septembrie pentru licență, 5-15 septembrie pentru masterat, 21-28 septembrie pentru doctorat și 3-16 septembrie pentru formele de învățământ la distanță și cu frecvență redusă. Locuri disponibile. Licență zi 2037 de locuri, masterat 2158 de locuri, doctorat 145 de locuri. Învățământ la distanță 75 de locuri, învățământ cu frecvență redusă 60 de locuri. Admiterea se realizează pe bază de concurs de dosare. La unele facultăți se susțin și probe de concurs. Înscrierile se pot face atât fizic la sediul fiecărei facultăți, cât și online pe platforma admitere.ugal.ro. În septembrie îți programezi viitorul la Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Asociația Tehnopol Galați, Agenția de Dezvoltare Economică Varna, Agenția de Dezvoltare Marea Neagră Est, Centrul de Business Cahul și Camera Regională de Comerț și Industrie Micolaiv au demarat proiectul Creșterea Comerțului și Modernizarea Apiculturii și Sectoarelor Conexe în Bazinul Mării Negre. Principalele activități ale parteneriatului prevăd înființarea și funcționarea rețelei de producători apicoli în Bazinul Mării Negre, consiliere, consultanță, training și transfer de cunoștințe la nivelul întregii rețele, asigurarea vizibilității producătorilor apicoli prin organizarea de târguri, festivaluri, conferințe și campanii de conștientizare, management de proiect și comunicare. Toate activitățile vor fi implementate în regiuni din România, Bulgaria, Turcia, Moldova și Ucraina pe o perioadă de 24 de luni. Creșterea comerțului și modernizarea apiculturii și sectoarelor conexe în Bazinul Mării Negre, un proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre. Servicii profesionale de curățenie prin Eurotopserv Galați. Eurotopserv, firmă specializată pentru curățenia spațiului tău. Indiferent că vorbim despre birouri, spații de producție, instituții sau despre apartamente, Eurotopserv oferă servicii de curățenie generală folosind personal profesionist, tehnologie de ultimă generație și soluții ecologice. Firma asigură prestarea de servicii atât în Galați cât și în Brăila. Servicii profesionale de curățenie prin Eurotopserv.